copiii se plictisesc foarte ușor și vrem să-i captăm și să-i mobilizăm și să-i antrenăm în decursul celor 50 de minute de concert. Și atunci stimulul vizual și auditiv trebuie să fie mereu reiterat. Și am gândit să fie câteva interpretări în care vor fi invitați și copiii să cânte. Fiind în preajma Crăciunului, am selectat multe colinde în limba română, în limba engleză, colinde cunoscute de către copii, de către segmentele de vârstă pe care ne adresăm. Vor fi și momente coreografice, muzică clasică, vor fi și colinde tradiționale, interpretate în stil folcloric autentic din diferite zone ale țării sau avem și din Republica Moldova. Vor învăța câte puțin despre lumea instrumentelor muzicale. Studenții care vor interpreta le instrumente, nu doar că vor interpreta diferite lucrări muzicale cunoscute, ci vor și prezenta instrumente pe bucăți, ceea ce copiilor le va prinde foarte bine și ei nu prea au ocazia să le vadă. Chiar dacă merg la un concert la Filarmonică cu părinții, cu familia, nu le prezintă nimeni instrumentele la momentul acesta.